Persoanele care vor să obțină permisul de conducere sau care trebuie să și-l reînnoiască, trebuie să știe ce analize au de făcut. Ce examene medicale obligatorii pentru permisul auto 2024 sunt necesare pentru șoferii care trebuie să dovedească faptul că sunt apți fizic sau mental să conducă un vehicul. O serie de afecțiuni sunt incompatibile cu deținerea unui permis de conducere. Tulburările psihiatrice și afecțiunile neurologice se numără printre acestea. Permisul de conducere nu va fi eliberat sau reînnoit persoanelor care suferă de probleme mentale, congenitale sau dobândite, accidente, intervenții chirurgicale pe creier și zona nervoasă, retard psihic sever sau probleme comportamentale grave. Totuși, dacă persoana reprezintă un aviz medical care să indice ameliorarea sau remisia sau dispariția afecțiunii, acesta poate deține un permis de conducere. Nici persoanele dependente de alcool sau substanțe psihoactive nu pot deține un carnet de șofer, iar asta pentru că ambele substanțe pot reduce capacitatea șoferului de a percepe realitatea și pericolele din jur. Nici persoanele cu afecțiuni oftalmologice sau de auz nu pot deține un permis auto. Alte categorii de persoane care nu pot avea un permis sunt cei cu afecțiuni ale aparatului cardiovascular sau diabet zaharat. Persoanele care vor să obțină carnetul de șofer sau care trebuie să și-l reînnoiască după ce expirat perioada de valabilitate, trebuie să prezinte fișa medicală din care să reiese că sunt apți pentru a conduce un vehicul. Șoferul trebuie să treacă de toate examenele medicale și să fie declarat apt pentru a conduce un autovehicul. Persoanele care au probleme de vedere sau auz nu vor putea trece examenele oftalmologice și de auz. Acestea sunt printre cele mai importante examene clinice pentru un șofer. Despre diabet, această afecțiune poate predispune persoana la hipoglicemie acută și leșin, lucru care ar putea pune în pericol șoferul și întregul trafic rutier. O persoană cu diabet poate avea o criză în timp ce se află la volan. O criză poate apărea oricând, iar șoferul poate deveni un real pericol pentru el însuși și cei din jur, relatează playtech.ro.